Eu și sora mea eram singure acasă. Mama a plecat la o nuntă împreună cu tatăl meu. Eu pierdeam vremea uitându-mă la televizor, în timp ce sora mea își proba pălăriile. Hei, poți să-ți probezi pălăriile puțin mai încolo, nu văd la TV! Nu mai spune, cum de nu vezi de mine? Nu sunt atât de mare! Deși casa era destul de mare, aveam living, aveam două camere, aveam suficient spațiu în care să stăm, eu și sora mea mereu ne certam. Nu ne ajungea spațiu din casă. Nu mor dacă te ferești 5 cm ca să văd și eu documentarul pe întreg ecranul la TV. Haide, surioară, fii serioasă, e a 5-a oară când te uiți la același documentar. Mie-mi place, sunt pasionată de mare, de viața marină. Care e problema ta? De ce nu te duci în dormitor să-ți probezi hainele? Acolo ai și oglindă. În timp ce eu și sora mea ne tot contraziceam, dintr-o dată am început să auzim zgomote ciudate din pod. Nu mai fi încăpățânată! Auzi și tu asta? Ce se aude? Aud, se auzea din mansardă, acum s-a oprit. Din mansardă? N-am auzit așa ceva niciodată din mansardă. Nu se aude așa nici măcar când merge mama să facă curățenie și să adune lucrurile pe care le depozităm acolo. Am un sentiment ciudat, ceva nu e în regulă. Păi acum s-a oprit, hai să nu ne mai facem griji. Eu zic totuși să verificăm ușile, să fim sigure că am încuiat tot. În regulă, eu mă duc să verific ușa de la intrare. Eu și sora mea am încuiat atunci toate ușile ca să fim sigure că suntem în siguranță în casă. Pentru o bună perioadă de timp nu s-a mai auzit nimic. Am crezut că ni s-a părut sau că s-a auzit de afară. Numai că în timp ce ne uitam la film, aceleași zgomote au început să se audă din nou. Se auzeau din ce în ce mai tare. Deja nu ne mai puteam concentra la film. Eu zic că ar trebui să sunăm pe mama să-i spunem ce se aude. Mama nu o să răspundă! E la nuntă, lasă-o să se distreze! Haide să mergem în mansardă să vedem ce se aude așa! Bine, dar te duci tu prima! Eu și sora mea ne îndreptam spre mansardă să vedem de unde provin acele zgomote ciudate și înfricoșătoare. Mi-era frică, aveam impresia că e cineva acolo. Ești sigură că vrei să intrăm? Știi ceva? Tu așteaptă-mă aici, mă duc singură! În cazul în care e ceva, o să-ți cer ajutorul. N-am vrut să o las pe sora mea să meargă singură, așa că am decis să mergem împreună. Zgomotele clar veneau din mansardă. Deja se auzea foarte tare. Când am ajuns, zgomotele au încetat. Mansarda părea în regulă. Nu e nimic aici. E imposibil, de aici se auzeau zgomotele. Trebuie să fie ceva aici. La scurt timp, zgomotele au început din nou. M-am dus să verific. Au, nu pot să cred! Ce s-a întâmplat, surioară, ești bine? Iată, uite cine făcea zgomotul. Era acest papagal. Încerca să zboare și când încerca să zboare, își lovea aripile de acoperiș. El făcea zgomotul. Săracul părea atât de speriat, de atâta timp încearcă să scape de aici. Nu pot să cred, era un papagal în tot acest timp. Păi și cum a intrat acest papagal aici? Nu știu, trebuie să fie vreo gaură în acoperiș sau ceva. Haide, să-l ducem jos, săracul, cred că e foame. E speriat. Știi ceva? Bine că e papagalul și că nu avem un intrus. Haide, să mergem! Eu și sora mea ne simțeam mai bine că am aflat de unde vin acele zgomote ciudate și înfricoșătoare. Ne-am bucurat că nu era vorba de un intrus sau de ceva înfricoșător. Ne-am dus cu papagalul jos, pregătite să-i pregătim o mică colivie până-i vom găsi stăpânul. I-am dat papagalului ceva de mâncare și eram gata să-l punem să doarmă. La fel și noi eram pregătite să dormim, deja se făcuse târziu, era trecut de miezul nopții. Ce mi-ar fi plăcut să ținem noi acest papagal? Știu și mie, însă trebuie să ne gândim că cineva are acel papagal. Este al unei persoane și îi duce dorul. Mâine îi vom căuta stăpânul. Iar dacă nu-l vom găsi, vom păstra noi acest papagal dacă părinții sunt de acord. Acum eu o să mă duc să mă pun să dorm, sunt atât de obosită. Bine, las papagalul aici și vin și eu imediat. În timp ce îi pregăteam un loc papagalului, am auzit niște bătăi puternice în ușă. Deja eram speriată când credeam că totul s-a terminat, că de fapt a fost papagalul cel care făcea zgomotele. Acum cineva bate după miezul nopții la ușă. Sora mea deja dormea și n-aveam de gând să o trezesc, știam că era obosită. Am ignorat bătăile și mi-am văzut de treabă prin casă. Numai că acestea deveneau din ce în ce mai insistente și mai puternice. M-am dus totuși să văd cine este. M-am uitat pe geam. Era o doamnă, părea foarte tristă. Mi-a fost teamă să deschid ușa, așa că am vorbit cu ea prin geam. Cine sunteți? Papagalul meu a zburat de acasă, am lăsat geamul deschis și a plecat. L-am văzut.
cel mai bun. Le iau cu mine peste tot pe unde merg. Era proprietara papagalului. Părinții ne-au zis să nu deschidem ușa nimănui, mai ales că ei nu sunt acasă și noaptea. Așa că i-am spus doamnei să revină mâine dimineață și îi voi înapoi papagalul. Și chiar așa s-a întâmplat. A doua zi, la prima ora dimineții, doamna s-a întors. Am aflat că era o turistă în oraș, nu locuia aici. Era cazată la casa de vis-a-vis. A încheiat apartamentul din casa respectivă pentru o săptămână și a venit în vizită în Brookhaven împreună cu papagalul ei. Am aflat că pe papagal îl cheamă Perry. Ce mă bucur că Perry e bine! Mulțumesc că ai avut grijă de el până acum! Doamna l-a luat pe Perry și a plecat. Sora mea a ieșit și afară la scurt timp. Oh, nu! L-ai dat pe Perry! Am auzit toată conversația, ce mi-ar fi plăcut să-l păstrăm noi! Am fi avut grijă de el! Știu, surioară, însă Perry avea deja o familie. Și-ar fi fost nepoliticos din partea noastră să-l păstrăm, deși el avea deja o mamă. Ai dreptate, ai făcut ceea ce trebuie. Perry s-a întors înapoi la familia lui. Eu și părinții mei tocmai ce ne-am mutat într-un oraș nou. Casa era mare, frumoasă, aproape de centrul orașului, de spital, de secția de poliție, de magazine, chiar și de școala mea. Casa în care ne-am mutat părea perfectă. Era suficient de mare, avea multe camere, era modernă, bine mobilată. Eu și părinții mei ne simțeam foarte bine aici. Simțeam că e locul perfect pentru noi. Casa asta e frumoasă, dar în curtea asta e un pic cam prea beznă. Noaptea nu vezi nimic. Acum e vară, e cald, poate vrem și noi să luăm cina aici. Să nu uit mâine să cumpăr niște becuri să le montez. Și cam ăsta era singurul dezavantaj al casei. Nu exista niciun bec în curte. Dacă ieșai în curte, era o beznă totală. În casă existau becuri. Puteam să facem foarte multă lumină, însă mie îmi plăcea să folosesc luminile ambientale. Într-o seară, în timp ce stăteam pe laptop și încercam să-mi găsesc un proiect pentru științele naturii la școală, eram foarte stresată, nu știam despre ce să scriu. Niciun subiect nu era suficient de interesant pentru mine încât să-l abordez. Mama a intrat atunci în camera mea și mi-a spus: vrei să vii cu noi la festivalul de muzică populară? În orașul ăsta se organizează atât de multe evenimente culturale. N-ai timp să te plictisești, în fiecare seară avem la ce să participăm. Nu, mamă, puteți să mergeți voi. Eu trebuie să-mi fac un proiect, nu m-am decis nici ce temă să aleg. Nu mă atrage nimic, pun pariu că o să iau o notă mică la științe. Haide, scumpă, am încredere în tine că nu vei lua o notă atât de mică cum crezi. Păi în cazul ăsta, dacă nu vrei să vii, o să merg doar eu cu tatăl tău. Tu vei rămâne singură acasă, e în regulă? Da, mamă, nu mai sunt mică, sunt deja mare, pot să rămân singură acasă. Bine, eu o să-mi cuit toate ușile, dacă bate cineva la ușă să nu deschizi. Să nu deschizi nimănui, ok? Noi ne întoarcem târziu, festivalul va dura ceva timp. Bine, mamă, distracție plăcută. Deja eram tot mai stresată, nu știam despre ce să scriu la proiectul de la școală. Mă tot plimbam în toată casa. La un moment dat am observat niște lumini. Erau multe lumini puternice în curtea noastră, era imposibil așa ceva. Tata nu a apucat încă să monteze becuri în curte și în curte de obicei e beznă totală noaptea. Luminile din curte erau foarte intense, erau verzi, turcoaz, chiar și roșii. Nu pot să cred, de unde au apărut acele lumini? Oare ne vizitează extraterestri? Eram speriată, eram convinsă că ne vizitează extraterestri. Nu puteam să ies afară. Era posibil să mi se întâmple ceva rău, așa că am sunat-o repede pe mama. Mama, sunt lumini puternice în curte, de toate culorile. Bineînțeles că mama mi-a zis că e imposibil, că tata n-a montat nicio lumină încă. Și că probabil mi-am imaginat. Eu știam clar că nu mi-am imaginat, așa că am făcut o poză și am trimis-o repede mamei. Vezi, mama, acum? Uită-te pe WhatsApp! Ne invadează extraterestri fix în curtea noastră! M-am uitat pe WhatsApp și mama mi-a trimis multe emoji-uri în care râde. Nu înțelegeam ce îi se pare atât de amuzant. Atunci mama mi-a spus că pot să ies liniștită în curte, pentru că nu sunt decât licurici. Licurici? Ce sunt aia licurici? Am ieșit afară și într-adevăr era plin de licurici. Nu știam că există aceste insecte. Erau minunați. Luminau atmosfera într-un mod magic. Wow, sunteți minunați! Sunteți cele mai frumoase insecte pe care le-am văzut până acum. Și când mă gândesc, am crezut că sunteți extraterestri. M-am dus în casă entuziasmată și am căutat informații despre licurici. Nu-mi venea să cred că niște insecte pot să producă niște lumini atât de frumoase. Eram curioasă, de ce luminează acele insecte? Au un bec la ele? Apoi am aflat că licuricii produc aceste semnale luminoase pentru a comunica între ei. Așa își găsesc mai ușor un partener ca să se reproducă. Și tot prin intermediul acestor lumini se pot proteja de prădători. A
Am aflat că licuricii sunt foarte des întâlniți vara și trăiesc în locuri calde. În Brookhaven era vară, era foarte cald. Am aflat că lumina pe care o emit licuricii variază de la roșu, la galben, la verde. Mi se păreau fascinanți și în acela a fost momentul în care mi-am dat seama despre ce vreau să fie proiectul meu. Despre licurici și rolul acestora în natură. Era prima dată când locuiam singură. M-am mutat într-o casă drăguță, micuță, la marginea orașului. Fiind la marginea orașului, nu prea aveam vecini. Nu erau foarte multe case în zonă, iar oamenii ezitau să se mute aici pentru că era departe de oraș. Nu aveai acces rapid la școală, la locurile de muncă, la spital și la magazine. Dar pe mine nu mă deranja. Căsuța era atât de mică, atât de frumoasă. Ploaia se auzea atât de bine pe acoperiș. Era atât de relaxant și aveam autobuz. Îmi plăcea să merg cu autobuzul. Într-o seară, după ce am venit de la lucru, mă relaxam pe canapea uitându-mă la serialul meu preferat. A început o furtună puternică afară. Mă bucuram că am ajuns acasă înainte să mă prindă furtuna pe drum. În acea seară, în timp ce luam cina, pe lângă tunetele care se auzeau din cauza furtunii, am auzit pe cineva plângând. Am început să mă sperii. Nu locuiește nimeni în zonă, nu am vecini. Cine plânge? De unde se aud zgomotele astea? Eram speriată și să ies afară să verific din cauza furtunii. Era cea mai agresivă furtună pe care am văzut-o vreodată. Am continuat să mă uit la televizor și dintr-o dată am observat o umbră la fereastră. Ce-i asta? Nu se poate! Deja îmi plăneam să mă mut de aici. Umbra aceea a dispărut în scurt timp. Deși mi-era foarte frică, am decis să-mi iau umbrela și să mă duc să văd ce se întâmplă. Aparent, obiectul înfricoșător nu era decât un balon. Un balon care avea desenat pe el o față înfricoșătoare. Dar cum a ajuns acest balon aici? Și cine era femeia care plângea? M-am bucurat că era vorba doar de un balon și am decis să intru în casă, când deodată am auzit vocea unui om. Haide, scumpă, să mergem. Sunt slabe șanse să mai găsim acel balon. L-a luat vântul și ce știi unde a ajuns? Atunci am decis să ies afară să văd despre ce este vorba. Cum? Ce-i asta? Era o fetiță extrem de tristă împreună cu tatăl ei. Dar tată, eu vreau acel balon. L-am primit de ziua mea, de la sora mea. E foarte important pentru mine să-l găsim. Știu, scumpă, dar îți cumpăr eu alt balon identic. Însă trebuie să ne grăbim acasă. E periculos să ne mai plimbăm în furtuna asta. Mi-am dat seama că cei doi caută acest balon care s-a rătăcit la mine în curte. Iar plânsul era al fetiței care își căuta cu disperare balonul pierdut. Hei, căutați cumva acest balon? Balonul meu, l-ai găsit! Vezi, tati, vezi că nu trebuia să ne oprim. Dacă era după tine, nu-l căutam. Așa l-am găsit, mulțumesc mult, doamnă. L-am primit cadou de ziua mea de la sora mea și din cauza vântului balonul a zburat până aici. Familia și-a recuperat balonul. Tatăl mi-a spus că era ziua fetei, că în timpul petrecerii de ziua ei a început furtuna și toate baloanele au început să zboare, printre care și balonul preferat al ei. Cei doi și-au recuperat balonul și-au plecat. Eu m-am bucurat că am putut să fiu de ajutor și că nu era vorba de ceva mai grav. M-am întors și eu în casă.